Glumeam spunând că cinematograful a murit A nu știu câte oară Odată cu trecerea de la popcorn la nachos Că la popcorn poți să stai cu ochii Țintă pe ecran Și mâna să ducă la gură floricelele Și să nu pierzi absolut nimic din film uh, Ori la nachos Această legătură Perfectă între ochi și ecran Se sparge pentru că trebuie să fii atent Să nu te pătezi cu sos uh, salsa Și trebuie să te uiți în jos Din momentul acela Cinematograful este anexă la an acest. Bine v-am regăsit! Sunt Ioana Ciurlea. Invitatul meu azi la Oamenii Dimineții este Nae Caranfil. Cinemaul era principal, principalul loc de evadare. Aveam o metodă de cerșit, lângă cabina telefonică. Eu eram un bun actor, plânegeam, eram întrebat de către trecător ce mi s-a întâmplat, explicam că a trebuit să dau telefon acasă să spun că nu știu ce la școală și am, am pierdut bănuțul de telefon și o să mă bată când mă întorc acasă. Și ei se scobeau un buzunar de câte 25 de bani și așa îmi făceam de un bilet de film. Credeți că de la acest joc al cerșetoriei a apărut și Filantropica? Nu m-am pus problema niciodată așa, pentru că sursele de inspirație la Filantropica au fost două, dar una din ele a fost acest personaj al textierului de cerșetori pe care l-am găsit într-un într reportaj în presa scrisă. Un fost pușcăriaș care își gândise această mică afacere lucrativă să fie textierul cercetătorilor din București. Tatăl dumneavoastră a fost <coughs> unul dintre cei mai mari critici de film. Știu că nu v-a încurajat niciodată să mergeți spre film. Nu, dar n-am avut ce face. Eram eu destul de decis. În liceu, când și-a dat seama că voi merge pe drumul ăsta și că nu e loc de întors, mi am făcut următoarea descriere a viitorului meu. Bun, te vei duce să dai examen la facultatea de film. Acolo, în comisie, se vor afla regizori și cinești pe care i-am înjurat o viață în cronicile mele. Crezi că vor rata șansa să se răzbune? Și hai să -ți spune că o să-ți iasă un film de debut bun. Ce o să faci cu el? Nu o să te lase să participi la festivaluri? Bă mai mult, o să ți-l taie. Poate că și-ar fi dorit -o un alt traseu. Eu prima oară în viața mea la Cannes, el prima oară în viața lui la Cannes. Între noi doi se protagonista filmului, o actriță uh, franceză, Natalie Bonifei. Și uh, la finalul proiecției s-a ridicat și a spus Eu fug pentru că mai am o proiecție la de Festival și nu vreau să ratez începutul. Și a plecat. M-a lăsat aproape, practic interzis. Falca căzută. Cum? I-am oferit tatălui meu primul meu film, și nici măcar să spună: Bravo, sau e prost, sau dutește ștecul că n-a fost în stare să. Și a plecat, a fugit. Natalie mi-a spus că ea știe de ce a fugit. Pentru că, după 5 minute de la începutul proiecției, s-a uitat la el, la taică meu, și avea ochii în lacrimi. Wow. Și um, emoțiile erau foarte puternice, uh -huh. se pare. Eu făcusem o comedie, adică nu mă așteptam să se plângă, dar uite, poate, poate râs cu lacrimi, nu știu. Credeți că într-un final a fost fericit de ce ați ales? Da, da, sunt convins. Mi-a spus și, și că e un film bun, bravo mai puțin, dar că e bun, e bun și mulțumit așa că n-am dat greș. Mi-a spus. Aveați nevoie de validarea tatălui dumneavoastră? În da? secret, da. sigur că da. Pe undeva era Principalul meu spectator, dar uh, niciodată n-am obținut-o așa cum mi-aș fi dorit-o. Era reținut în, amă, în amă lăuda. Cele șapte filme pe care dumneavoastră le-ați făcut sunt suficiente pentru dumneavoastră? Mm. Nu. Nu. <laughs> uh -huh. uh, evident că mi-aș fi dorit să fac mai multe, dar uh, am nevoie de timp ca să-mi aranjez piesele pe tabla de șac, să mă gândesc la strategii, la tactici de învăluirea adversarului, adversarul fiind întotdeauna publicul. Fiecare film vreau să dau lovitura. Sunteți dezamăgit dacă un film pe care îl faceți nu are succesul la care v-ați așteptat? Sigur. Și în general sunt dezamăgit la fiecare, pentru că fiecare film, cum spuneam, nu are succesul pe, care mă aștept să-l aibă. Nu mă trebuie să plâng noaptea, dar... Mă rog, există un fel de o mică frustrare acolo că... Uh... N-am reușit să fiu Orson Welles în plină desfășurare cu Citizen Kane. Sunteți perfecționist? Mm, nu destul. Încerc să fiu cât mai perfecționist, dar nu ajung până la obsesie. Și în seria asta trebuie să ajungi până la obsesie, se pare. Cum arată succesul pentru dumneavoastră? Au, ce grea întrebare asta. Nu știu. Adevărul este că dacă mi-aș fi imaginat în detaliu cum arată succesul, probabil că l-aș fi obținut. Vă doriți asta? Da. Orice cineast, orice artist îți dorește până la urmă un grad, un grad, de recunoaștere. Pentru că asta dă benzină. Pune motorul în mișcare. Filmul românesc și în general, filmul neamerican are foarte puține șanse să, să se a firme pentru acest nou public. Nu publicul de internet, iar spunea eu, publicul de uh, de laptop. Când am pornit cu primele mele filme, făceam recorduri de spectatori, ne făcând compromisuri comerciale cu filmele mele. Glumeam spunând că cinematograful a murit, uh, a nu știu câte oară, odată cu trecerea de la Popcorn la Nachos. Că la Popcorn pot să, uh, gestul este mecanic, poți să stai cu ochii țintă pe ecran și mâna să ducă la gură floricelele și să nu pierzi absolut nimic din film. Ori la Nacios această legătură perfectă între ochi și ecran se sparge pentru că trebuie să fii atent să nu te pătezi cu sos salsa. Și trebuie să te uiți în jos. Din momentul acela cinematograful este anexă la Nacios. 6,9 pe scara Richter este un film pe care l-ați scris și pentru că vă este frică de cutremur? Da. În primul rând, pentru că este frică de cutremur. Este principala mea spaimă în viață. Cele cutremure din cadrul filmului au fost cele mai frumoase zile de filmare. Serios? Da, era o, era o jucărie fantastică pentru că făcusem, recreasem. Uh, un apartament existent în București Îl recreasem în platou de filmare Dar pe arcuri În momentul în care declanșam cutremurul Mașiniștii din platou uh, <coughs> Făceau să se zbenguie Întregul decor pe arcuri Camera fiind fixă Ați mai îmblânzit frica asta de cutremur Datorită acestui film? Nu Au trecut ceva ani de când ați făcut filmul ăsta Și n-a venit cutremurul ăla înfricoșător Asta vă dă speranțe că poate nu va veni? Păi poate ăla a fost ăla de la filmare și am scăpat de el și mai avem încă 30-40 de ani până la următorul. Cum sunteți ca regizor? Sunteți dur? Uh, dur nu, dar exact. Știu, vin cu lecțiile făcute, sunt pregătit pentru ceea ce urmează să se întâmple pe, uh, în ziua de filmare. În general, dialogurile le scriu cu mare grijă și... Uh, aplicație și atunci pretind să fie respectate. Nu neapărat chiar la virgulă, dar în mare, da. Filmul este meserie de precizie, ceasornicărie foarte specială. Fiecare trebuie să știe ce are de făcut și împreună să formeze acel mecanism uns, bine uns, care să funcționeze. Din când în când se întâmplă să cadă asupra unei întregi echipe sau asupra regizorului singur, câte un moment de inspirație divină, Dumnezeu e și el invidios pe, crea pe, creatorii mai mici decât el, care vor neapărat să fie demiurgici pe un platou de filmare și se mai bagă din când în când așa cu o sugestie. Când vine și se vrea să se bage în seamă, îl bagă în seamă. Aveți regrete? Multe, da. Care ar fi cel mai mare? Nu pot să-l spun. Nu puteți. <laughs>